După rezultatul Raluca Strămăturaru de la Sanie, am văzut în rândul sportivilor, dar și al antrenorilor, mai mult curaj, mai multă încredere că și ei pot. Deși sunt în spate în clasamentul mondial, dar, așa cum am spus, aici este momentul, aici se poate, aici fiecare pleacă cu 50-50% șanse în momentul în care intră în competiție. E nevoie de această abordare, e nevoie de încredere, e nevoie de curaj și sunt convins că acesta este modul de a aborda o asemenea competiție. După această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, vom face o analiză foarte serioasă și acolo unde s-au obținut rezultate dătătoare de speranțe, acolo unde există know-how, acolo unde echipa este unită și unde oamenii își doresc să facă performanță, vom face această analiză și vom crea un program special pentru ca la următoarele Jocuri Olimpice din 2022 să ne prezentăm mult mai bine decât am făcut-o acum.